Astăzi sunt împreună cu Iulian și vreau să vorbim despre ce s-a întâmplat săptămâna trecută, sâmbătă mai exact, la conferința Puritate și să înțelegem ce este conferința Puritate, de unde vine și care este scopul ei și care este viziunea noastră pentru ea. Așa că am câteva întrebări care vreau să ți le pun și aș vrea să începem cu de unde a venit ideea de conferința Puritate. Pe, în primul rând, cuvântul acesta începe să dispară din dicționar. Puritate e un cuvânt care din ce în ce devine din ce în ce mai vag, mai nefolosit, mai negândit, dispare din vocabularul tinerilor, dar este un cuvânt iubit de Dumnezeu. Și tocmai de aceea noi, ca și creștini mai maturi, sperăm noi, trebuie să readucem valorile și lucrurile frumoase ale lui Dumnezeu, să le expunem în fața noii generații. De aici a venit ideea de puritate și, bineînțeles, m-am gândit în primul rând, nu că aș fi fost eu ăla cel mai pur, dar îmi dau seama cât de bine mi-au folosit mie principiile pe care mi le-a implementat Dumnezeu, mi le-a vorbit Dumnezeu, și cât de binecuvântat sunt acum datorită acelor principii și îmi doresc la fel ca noua generație să fie la fel de binecuvântată, să se bucure de ceea ce Dumnezeu are pentru noi, pentru că El a definit familia, genul, cum ar trebui să fie o persoană și tocmai de aceea trebuie să ne întoarcem la Creator ca să ne aflăm chemarea și destinul. Cum ai văzut tu că ai ajutat pe tineri în mod practic? Și cum te-a ajutat pe tine experiențele pe care le-ai avut în trecut? Da, am fost crescut practic doar de mama și mama n-a discutat cu mine anumite lucruri la momentele care trebuia, adolescenței mai precis, dar a fost bine. Am făcut sport și am avut un antrenor care m-a învățat și cele bune și cele rele. Și prin clasa a noua, tatăl meu s-a întors în țară și am avut ocazia să discut cu el, nu lucrurile acestea legate de puritate, dar un lucru mi-aduc aminte, spunea să fac balanța, să fac balanța. Tatăl meu vorbea foarte mult de a face balanța. Iar acum eu am doi băieți, unul de 11 ani, respectiv 13, și îi văd pe ei luptându-se și îmi dau seama că dacă ai mei sunt așa, cu care cât de cât încercăm să creăm un cadru în care ei să fie deschiși, să spună, îmi dau seama că tinerii, mai ales cei din biserici, această conferință vine ca un răspuns al nevoilor lor, mai ales că sunt cadre, biserici, unde ei nu pot să-și expună întrebările ce au pe suflet, pe inimă, și în același timp biserica, cred eu, că e responsabilă de, în primul rând, familia, iar în al doilea rând biserica, de educarea noii generații și o vârstă prielnică. Prielnică. Nu sunt de acord nici cu a învăța prea devreme, să le dezvolți imaginația mai mult decât trebuie, nici prea târziu, că după aceea e prea târziu și e prea târziu și consecințele de rigoare. Și cu siguranță generația de astăzi, ca orice altă generație, se luptă cu întrebările lor și dorim ca cei de la MIA să fim un cadru, în primul rând, biblic, în al doilea rând prietenos, în care ei să se simtă bine să-și exprime întrebările lor. Da. Și vreau să ne ducem un pic cu gândul înapoi la sâmbătă trecută, la conferință. Și te-am avut pe tine, pe Cristina și Ionuț Tănase, care au susținut cele două sesiuni. Misionarea Alege Viața? Da, exact. Le mulțumim și cu această ocazie, pentru că au fost deschiși și pentru că au vrut să vină și să învețe și să dea o învățătură sănătoasă. Cum ai văzut conferința
de săptămâna trecută, cum ai văzut-o, chiar dacă a fost în pandemie, am avut grijă, o să vedeți, am avut toate măsurile necesare, dar... Da, am avut prieteni, s-au luat de mine că am predicat cu masca pe față, dar tocmai din cauza că am vrut să fie să fiu un exemplu și în același timp să ne dăm seama de pericol. Fiecare dintre noi ne întoarcem acasă, fie la copii, la părinți, la bunici. Și ca să răspund la întrebarea ta, Filip, în primul rând, am fost bucuros, entuziasmat să văd atât de mulți tineri interesați. Credeam că pandemia aceasta o să-i oprească, o să fie speriați. Sala a fost plină, lucru care ne-a bucurat. În același timp, i-am văzut un lucru care m-a întristat, să zic, și un lucru care m-a întristat. I-am văzut timizi, foarte timizi, legat de subiectul acesta puritate. Și poate fi din cauza că este un subiect delicat, dar mai poate fi, ceea ce cred că e cam 50-50 răspunsul, sentimentul pe care l-am primit, e că deja mulți au călcat o strâmb în bar și se simțeau cu musca pe căciulă. Pentru că am vorbit de consecințe. Am vorbit de consecințe, ce se întâmplă atunci când faci sau iei alegeri greșite și ce înseamnă să aștepți în Dumnezeu. Un lucru extraordinar, văzând în exemplul lui Iacov. Dar sunt entuziasmat că fie că sunt timizi și vin să afle informație sănătoasă, fie că sunt timizi din cauza că au dat-o în bară, mă bucur că au fost deschiși, în ciuda timidității lor, să vină, să-și dea seama că au nevoie să asculte astfel de subiecte, astfel de lecții, astfel de predici, iau cum vrei. Și asta n-a făcut altceva decât să mă bucure. Ok, și ultima întrebare. Vreau să ne gândim puțin la cum ne ajută pe noi Conferința Puritate, ca și echipa mea. E foarte simplu, investind în calitatea liderilor, producând lideri mai buni, creezi lucrare mai bună. Majoritatea oamenilor, tinerilor care au venit la conferință, sunt lideri de-ai noștri, care sunt implicați în grupurile Zoom și în ucenicizare și noi dorim să investim în ei. Iar investind în ei, făcându-i pe ei mai buni, și noi ca și lucrare suntem mai buni, pentru că suntem o familie și ne reprezentăm unii pe ceilalți. Eu îi reprezint pe ei, ei mă reprezintă pe mine și împreună câștigăm o nouă generație. Amin. Amin. Îți mulțumesc tare, 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 tare mult pentru... Și eu îți mulțumesc că m-ai invitat aici la tine în studio. Da. Așa. Cam... Să mă simt special. Da. Bine. Sper să vă fie de folos și nu uitați, misiuneinacțiune.ro de la România. Da. Nu uitați de un like, un share și o să am o ultimă interacțiune cu voi la ce să vă gândiți, dar o să fie bine. Bine. Pa!